Până la ziua de astăzi, în Republica Moldova au fost înregistrate 4121 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 489 de cazuri sunt din Transnistria. În ultimele 24 de ore, în cadrul centrului COVID-19, au fost internați 60 de pacienți cu suspecție la COVID-19 potrivit datelor Ministerului Sănătății Muncii și Protecției Sociale urmarea evoluției situației epidemiologice a infecției COVID-19 în temeiul articolului 10 din legea numărul 271 din noiembrie 1994 cu privire la protecție civilă în scopul executării hotărârii Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și într-o întreprindere a măsurilor pentru prevenirea răspândirii bolii, Comisia pentru Situații Excepționale a Raionului Drochia a decis. Începând cu 4 mai 2020, reluarea cu asigurarea obligatorie a respectării normelor pentru reducerea răspândirii infecției COVID-19 a activităților precum comerțul cu amănuntul a tuturor tipurilor de mărfuri și produse prin unitățile comerciale, cu excepția celor amplasate în centre comerciale, în piețe, inclusiv piețe auto. De asemenea, comercializarea produselor la pachet și în regim categoric.